aceea, în această seară, nu înainte de a spune că Părintele Nicolae de la Arhia Nicolae Schweikart este unul dintre mărturisitorii români și prin el trecutul devine prezent. Prezent care trebuie transfigurat până atât, încât creștinii trebuie să tindă la modul absolut spre întruparea în fapte a modelelor pe care le oferă acel mărturisitor ai credinței ortodoxe, cum este Părintele Nicolae Schweikart. De aceea am organizat această seară, pe care am avut o seară de privighere cu Nicolae Schweikart. Pentru că avem nevoie de modele și pentru că nu trăim într-o mitologie. Suferința mărturisitorilor din închisori, din închisorile comuniste românești, nu a fost motiv de deznădejde, ci a fost mijloc de transformare în bine, nu numai a propriei persoane, deci nu numai a propriei persoane, cum s-a întâmplat la Părintele Nicolae Schweikart, ci și a neamului românesc. Paradoxal, suferința era înțeleasă ca binecuvântare dumnezeiască, căci Dumnezeu n-a venit în lume ca să pună capăt suferinței umane. El n-a venit în lume nici măcar să explice suferința. Dumnezeu a venit în lume să umple suferința umană de prezența sa. Asumarea suferinței după îndemnul tainic al Duhului Sfânt de către acești mărturisitori ai credinței creștine a dovedit faptul că ei nu căutau să reziste la suferință, ci doreau să o depășească. Când a ajuns să fie înțeleasă în acest mod, suferința le-a descoperit noi taine, referitor la suferința mărturisitorilor. Un părinte mărturisitor din temnițele comuniste spunea, sufeream cu bucurie acest martiriu, înduram orice nedreptate, ca prin jertfa răbdării noastre să ispășim din păcatele noastre și ale neamului. Este copleșitor. Ei deveneau astfel purtător de Hristos ai neamului românesc, văzând în suferință o pricină de despătimirea lor și a neamului românesc. Prin urmare, ei au trecut prin treptele desăvârșirii într-un timp mai scurt decât mulți dintre monahii timpurilor primare ale creștinismului, dovadă, în acest sens, fiind nenumăratele mărturii ale celor care au fost părtași clipelor dumnezeiești de taine de care s-au îngrădicit. Așadar, trecutul care ne doare și trecutul transfigurat. De aceea, vom asculta de tinerii care vor interpreta și vom încheia cu ceea ce Nicolae Schweikart a îmbrățișat. Și anume vom încheia cu acea cântare minunată de la Călugărie, cu brațele părintești.